nu există un prejudiciu. Și o spun la modul foarte clar și cinstit. Există o cotă de contribuție dintr-o parte sau alta. Pentru că restul banilor se văd în lucrări. Mai mult decât atât. Și vreau să rețineți și dacă puteți să comunicați ceea ce vă spun eu. Aceste suspiciuni de corecție sau corecții financiare, nu spunea ministrul lor, imediat, și că absolut toate proiectele sunt la aceeași situație, sunt numai pe partea de achiziții. Nu sunt și pe partea de execuții. Vorbim doar de modul în care s-a făcut achiziția. Când vorbim de modul în care s-a făcut achiziția, și îl citez iarăși pe domnul ministru, care spune așa, plasarea unor, la nivel național, unor persoane nepotrivite sectorul de achiziții publice. Vreau să vă informez un lucru. Statul român a avut 4 instituții. Și respectiv, eu mă refer doar la ceea ce s-a întâmplat la achizițiile la nivel din municipiul Botoșani. A avut 4 instituții care și-au dat verdictul că totul este corect. Și aici vine PEPOR, Planul Operațional Regional, ADR-ul Nord-Est, Agenția de Dezvoltare Nord-Est, care a dat aviz favorabil, Ministerul de Finanțe, prin UCEVAP, Uniunea de Control și Verificare a achizițiilor publice, care au dat aviz, nu numai la noi la Botoșani, în toată țara. Vreau să înțelegeți fenomenul care s-a întâmplat. ANRMAP-ul, care știți ce este, Agenția Națională de Reglementare a Achizițiilor Publice, care a făcut același lucru, fix în toată țara, plus SEAP-ul, cei care publicau și verificau dacă totul este în regulă. Atât timp cât o autoritate locală, că e primărie de municipiu sau Consiliul Județean, că e o primărie de oraș sau comună, nu puteau să declanșeze această operațiune de a prezenta proiect, de a intra într-o competiție fără aceste avize, de a organiza o licitație fără aceste avize. Și haideți să ne gândim ce se întâmplă poate la primăria Botoșani, dar vă spun că este un colectiv extraordinar acolo. Ce se întâmplă la o primărie, unde poate nu sunt atât de pregătiți. Pregăteau acolo o documentație și erau 4 organizații care spuneau că e în regulă. Păi, mergem înainte. Pentru că înainte noi n-am mai făcut, în toate lucrurile, noi n-am mai făcut proiectul din genul ăsta. Au venit peste noi bani. Important era să putem să accesăm bani. Important era să aducem bani în localitățile sau județele noastre. Drept urmare, degeaba spunem noi acum că am atras la Botoșani peste 120 de milioane de euro. Când după aia vine cineva și spune, și o să vedeți că nu suntem bine cu matematica, că o să vă povestesc asta. Și spune, ați greșit. Eu oricum n-am făcut nimic până acum, ca asta spune. Eu n-am făcut nimic, dar bătălia mea e cu tine. Deci, absolut toate entitățile din țară, consilii locale, consilii județene, așa, au mers pe aceleași chiduri, pe aceleași schiduri. Vine ministrul spune că toate proiectele, toate, vor fi sancționate cu 10-20.